Banca Mondială, prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, finanța în 2006 canalizarea primului pârâu din România. Ca să obțină banii, Simion Alboae a înființat atunci asociația Subape. Că urmărim la televizor și tot timpul spuneau ăștia că sunt bani și nu-i prind. Bă, dar zic, eu zic, nu-i prind. Oamenii cu pregătire, bă, tu n-ai ce faci acasă. Nu, domnule, eu voi câștiga. Am mers la sigur și mi-a ieșit. Au trecut 7 ani de la recepția lucrărilor, iar obstacolele ridicate în calea puhoaielor și-au dovedit utilitatea. Pe Simion Alboae l-am găsit la fel de energic și plin de inițiativă. Curăță periodic aluviunile, chiar dacă acum are 68 de ani. În 2004 putem să zicem că am avut pipărău tănasă, inundație catastrofală. Cam între 2 metri jumătate și 3 metri au ajuns pământul la sfeșinile caselor. Am visat o viață pârâul ăsta să-l văd canalizat. Toată lumea acum stă pasivă cu mâinile în buzunar când plouă. N-au niciun stres, nimica. Reprezentanții Băncii Mondiale au verificat cum s-a cheltuit fiecare bănuț și în final au avut multe cuvinte de laudă și o curiozitate. M-a întrebat cum de mi-a venit ideea să canalizez pârâul și am spus, domnule, când vezi că vine apa peste tine ca om, trebuie să ai idei. Acum 7-8 ani, dealurile din Comănești purtau cicatricile defrișărilor necontrolate. Unii au distrus pădurea, iar alții și-au văzut casele devastate de ape. E mult mai greu să plantezi decât să tai, dar când este voință, totul e posibil. Numai în zona aceasta, unde ne aflăm acum, în zona Răloaia, au fost defrișate peste 300 de hectare de pădure. Noi am plantat aproximativ 80 de hectare. Când a fost plantația tânără în primul an, al doilea an, al treilea an, în fiecare zi treceam în plantație să văd dacă sunt urme de animale. Vedeam urme de animale, dădeam telefon la poliția locală să vină să ia măsuri. La inundațiile din 2005, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a stat o noapte în casa lui Simion Alboae. Un an mai târziu s-a bucurat să vadă că pensionarul care l-a găzduit nu a stat cu mâna întinsă la guvern, ci a scăpat singur cartierul de probleme. M-a felicitat când a văzut așa lucrare. V-a spus că sunt om de ispravă. Dacă ar fi să o iau la capăt, da, aș începe și aș avea și mai multe experiențe. Mi-ar plăcea.